cele mai sănătoase 10 ceaiuri de băut zilnic. Este ușor să uiți că o ceașcă umilă de ceai poate fi plină cu nutrienți care aduc beneficii importante pentru sănătate. Majoritatea soiurilor de ceai pe care le veți găsi pe rafturile supermarketurilor sau în line sunt alegeri sănătoase, iar cu atât de multe zeci de ceaiuri din lume din care să alegeți, nu va fi niciodată o problemă cu această băutură. Mai simplu spus, Indiferent dacă îl savurați cu gheață sau fierbinte, ceaiul este o băutură super sănătoasă de consumat în fiecare zi. Dar ce soiuri de ceai sunt absolut cele mai sănătoase de băut zilnic? Iată care sunt tipurile de ceai cu cei mai remarcabili nutrienți, proprietăți sănătoase și beneficii funcționale. În linii mari, există două tipuri principale de ceai ceaiuri din plante și ceaiuri ți adevărate i sau de camelie, iar fiecare varietate se mândrește cu un profil unic de beneficii pentru sănătate. Ambele tipuri majore de ceai oferă nutrienți și substanțe fitoimice benefice care îmbunătățesc sănătatea într-o mare varietate de moduri, perfecte pentru băutul zilnic, spune Rachel Robinet, specialist în plante medicinale, AHC, și fondator al Farmacon Supernatural și HRBLS. Ceaiuri din plante Ceaiurile din plante sunt orice ceaiuri făcute din plante precum fructe, cereale, flori, condimente, rădăcini și ierburi. Aceasta include opțiuni precum ceai de ghimbir, ceai de scorțișoară, ceai de turmeric, ceai de fenicul, ceai de rădăcină de lem dulce, ceai de măceș și ceai de mușețel. Ceaiuri de camelie Ceaiurile de camelie sunt cele derivate în mod specific din planta Camelia sinensis. Frunzele acestui arbust sunt recoltate și prelucrate în moduri specifice pentru a produce ceaiuri negre, verzi, albe și olom, precum și ceaiuri roșii, puerhaj și galbene. Cele mai sănătoase ceaiuri de băut în fiecare zi Următoarea listă explică cele mai sănătoase alegeri de ceai pe care le puteți face și ce le face pe fiecare atât de grozave pentru dvs. 01. Ceai negru unul dintre cele mai comune soiuri de ceai este ceaiul negru și probabil că este deja așezat în cămară. Dintre toate ceaiurile de camelie, ceaiul negru a fost oxidat cel mai mult și frunzele sale sunt adesea rupte în bucăți mai mici decât rudele sale. Acest lucru conferă ceaiurilor negre o aromă mai profundă și mai intensă, precum și un conținut mai mare de cofeină, 47 mg, mg la 8 uncii aproximativ jumătate din cantitatea unei căni de cafea. Pe lângă faptul că oferă un plus de energie cu cofeină, ceaiul negru este plin de beneficii pentru sănătate datorită multitudinii de fitonutrienti pe care îi conține, în special teaflavina. Compușii polifenolici ai ceaiului negru ajută la susținerea sănătății inimii, influențând pozitiv tensiunea arterială și nivelul colesterolului. El încurajează, de asemenea, o mai bună sănătate imunitară intestinală, creierului și metabolică. 02. Ceai de ghimbir și turmeric O combinație din ce în ce mai populară de ceai din plante este ghimbirul și turmericul, și din motive întemeiate. Curcumina din turmeric oferă beneficii antiinflamatoare, în timp ce gingerolii găsiți în ghimbir oferă ameliorarea durerii și o digestie îmbunătățită, explică Robinet. Acest amestec de ceai fără cofeină este un mod reconfortant de a începe, de a încheia sau de a vă termina ziua, și este pur și simplu delicios cu o porție de miere. 03. Ceai verde Un alt ceai de camelie, ceaiul verde suferă o oxidare minimă și frunzele sale sunt de obicei mai puțin rupte în comparație cu frunzele de ceai negru. De asemenea, ceaiul verde conține mai puțină cofeină decât ceaiul negru. Ce aproximativ 30 de miligrame per cană. Ceaiul matca este o varietate puternică de ceai verde, care este mai bogat în cofeină decât alte ceaiuri verzi, dar totuși mai puțină cofeină decât cafeaua. Aroma subtilă, pământească și florală a ceaiului verde se potrivește bine cu orice ronței, dulce sau sărat. Dincolo de gustul său atrăgător, ceaiul verde are atât de multe de oferit în ceea ce privește beneficiile pentru sănătate conține compuși bioactivi, inclusiv cu ercetină, caemferol, catechine și galat de epigalocatechină, EGCG. Acești antioxidanți ajută la stimularea sănătății imune, inimii, intestinale și metabolice, pentru a numi doar câțiva. 04. Ceai de lămâie Fie că ai nevoie de ceai de verbenă de lămâie sau pur și simplu de apă fierbinte infuzată cu suc sau coajă de lămâie, Orice fel de ceai pe bază de lămâie este excelent pentru a bea zilnic. Lămâia conține vitamina C care ajută la combaterea inflamației și la creșterea imunității. Citricele conțin și terpenul limonen, care are activitate antidepresivă în special, spune Robinet. Aceasta înseamnă că orice alt ceai adăugat de citrice, cum ar fi pe coe de portocală, va oferi, de asemenea, aceste beneficii. 05 cei alb. Ceaiul alb este cel mai puțin oxidat tip de ceaiuri de camelie, oferind o aromă mai delicată, caracterizată de note verzi ușoare, ierboase. Tinde să aibă aproximativ 15% mai puțină cofeină decât ceaiul verde, deși numărul poate varia între 5 și 50 de miligrame per cană, în funcție de o varietate de factori, inclusiv tipul, marca, dimensiunea frunzei, temperatura la care este înmuiat și timpul de înmuiere. Ceaiul alb are mulți dintre aceiași compuși ca și ceaiul negru și cel verde, oferind beneficii similare. De asemenea, conține letianină, la fel ca și celelalte ceaiuri de camelie, un aminoacid care susține funcția cognitivă, precum și sănătatea imună și a inimii. S-a descoperit că ceaiul alb poate ajuta la vindecarea rănilor și la sănătatea pielii. 06 Ceai de hibiscus. Nuanța de roz intens și dulceața acidulată a ceaiului de hibiscus l-au făcut un ceai de plante destul de popular. În plus, nu conține cofeină. Hibiscus este un ceai bogat în nutrienți, cu beneficii impresionante pentru metabolism, în mare parte prin efectele sale de stabilizare a zahărului din sânge, explică Robinet. Este, de asemenea, bogat în rutină și cu ercetină care sunt eficiente pentru tratarea alergiilor și normalizarea funcției mastocitelor. Cercetările au arătat că ceaiul de hibiscus poate susține sănătatea inimii prin reglarea tensiunii arteriale și a nivelului de colesterol. 07. Ceai Earl Grey. Un ceai britanic prin excelență. Earl Grey este ceai negru aromat cu ulei de bergamotă. Bergamota este un fruct citric similar cu lămâia Meyer care oferă beneficii carminative, care, explică Robinet, stimulează producția naturală de enzime digestive și relaxează mușchii tractului digestiv pentru a ușura crampele, gazele sau balonarea. Acest amestec de ceai negru distinctiv și reconfortant are un conținut similar de cofeină cu ceaiul negru simplu și se mândrește cu aceleași beneficii grozave, atât ca cele din citrice, cât și ca alte ceaiuri negre. 08. Ceai de mentă. Există mai multe tipuri de ceaiuri de mentă disponibile, inclus tartin să ofere beneficii similare. Ceaiurile de mentă acționează ca notropice, care ajută la îmbunătățirea funcțiilor cognitive precum memoria și concentrarea, spune Robinet. Ca carminative, aceste ceaiuri fără cofeină pot ajuta, de asemenea, la atenuarea balonării și a altor probleme digestive, precum și la ameliorarea tusei și a infecțiilor sinusurilor. 09. Ceiolom Un alt ceai de camelie, ceaiul olom, se situează undeva între ceaiul verde și cel negru în ceea ce privește oxidarea, conținutul de cofeină și robusteția aromei. Cu toate acestea, combină beneficiile pentru sănătate ale ambelor soiuri, aducând cu fiecare înghițitură o mulțime de fitonutrienți și alți compuși pentru a susține sănătatea inimii, creierului, metabolică, intestinală și a sistemului imunitar. Mărimea frunzelor sale este adesea mai mare decât ceaiul negru și poate oferi fie un gust proaspăt, ușor, fie poate fi mai corpolent, în funcție de varietate. 10. Ceai de mușețel Probabil că știi mușețelul pentru reputația sa de a încuraja somnul și relaxare noaptea. Totul este adevărat, iar mușețelul poate fi savurat în orice moment al zilei. Cu alte cuvinte, nu conține agenți care să provoace somnolență sau să vă adormiți. Ca și carminativ și nervin, susține digestia și calmul. S-a descoperit că mușețelul ajută la ameliorarea simptomelor de anxietate și oferă, de asemenea, beneficii antiinflamatorii, metabolice și imunitare.